calmă, fată, calmă. Javră nenorocită. Nu încă. Arta nu tolerează fumuri, ci trebuie să o meriți. Ce-ai făcut? De ce ne-ai zguduit? Calmează-te, omule, glumeam și eu. Ok? Cu tremur, dar ce cu trauma asta pe tine? Sau te pomenești că ești mai timid? Super, și eu sunt timidă. Ia zi-mi, ce planuri ai? Să-mi beau mințile. Ești glumez, măi, nu crezi? Ce planuri ai să ne scoți de aici? Ok. Uite un indiciu. Treci și mută-l. Proptește-te în cizmulița aia ta și fii bărbat. Vezi că mai sunt oameni pe ei și fără dizabilități. Du-te și cere-le lor ajutor. Era un cățeluș dacă doar vei companie. Am făcut cunoștință. Serios? Dragă, lasă-l așa. Da, era foarte adorabil. L-aș ține în brațe toată ziua. Nu erau și alți oameni pe aici? Ba da. Cred că se joacă de avați ascunsele. S-au pus de orgie sus. Mergem să vedem? Mi-e cade clădirea în cap și tu te gândești la prostii? Prea ești crispat. Mai relaxează-te și tu. Ia zi, cu ce te ocupi? Design de interior. Design de interior? Serios? Exact asta voiam și eu să devin acum câțiva ani. Design de interior. Și cum e? Ce mă deprim? Creezi? Ești artist? Super tare. Nu profesez. Dar ești de-abia la început. Lucrurile or să se schimbe. Așa credeam și eu, dar m-am mâncat în curs să dau la design și la arhitectură. Și cu noua lege a șomajului dau la sapă să iau și un ajutor social. Tot e ceva. Ar fi dacă aș fi apt de muncă. Atunci de ce n-ai dat la arhitectură? Credeam că o să am mai multă libertate. Îi mai căutăm? Pe cine? Pe ceilalți. Cățelul, o ieșire, orgia. Până nu-ți demonstrez că nu e nicio orgie, să înțeleg că nu scap de gura ta. Stai liniștit, dragule, că nu scapi oricum. Ce ai, ți-e frică de scări? Ce fel de fobie mai e și asta? Hai că m-am săturat de obloane și întuneric, parcă am fi la pușcărie. Ba mai rău, uite, nici să fumez nevoie. Fumezi? Eu? Nu, nici vorbă. E un obicei dezgustător. Da, așa că chestia. Te-am observat mai devreme. Te plimbai pe aici, dar te uitai la oameni. Ai avut ceva expus? Nu încă. Să nu râzi. Dar sunt vânzătoare într-un sex shop. Artistic, nu? Numai dacă pictezi vibratoare. N-aș îndrăzni. Vin deja complete. Cu personalitate, ca și bărbații. Unele sunt moi și flexibile, se unduiesc urmându-ți dorința de a fi atins în cele mai sensibile puncte, de a fi copilă și a te bucura de roz. Cu altul îți imaginezi o căsuță la mare, cu mușcate la geam, un pahar de vin alb în mână. Hai gata cu reclama la vibratoare. Nu știu dacă ai observat, dar nu sunt publicul tău țintă. Drăguțule, nici n-ai idee. Văd oameni ca tine zilnic, ăsta-i farmacul. Să spună toți obsedați întrebări aiurea? Să-i văd cum se transformă. Cum realizează că oricât de talentați ar fi, există plăceri mai mari. Și că le pot avea. Vibratorul nu e un locuitor.
Un simulacru. Pe cine folosește cuvinte pompoase? Vânzătoarea de vibratoare. Oamenii sunt mai mult decât exteriorul lor. Ce, crezi că fac asta ca să mă întrețin? Aș putea să fac orice. Și tu poți. Vino. Vreau să-ți arăt un desen de care m-am îndrăgostit. Parcă a fost făcut de un copil de grădiniță. Credeam că expoziție de artă. Și nu e artă? E creație cu mesaj. O transformare. O altfel de oglindă. Ori e oglindă, ori e transformare. Mai devreme ziceai că... Ziceam, dar nu mi-ai dat dreptate. Am vrut să văd dacă ești real sau doar un eco. Păi și atunci cât a fost el și cât a fost realitate? Ce a fost faza cu vibratorul? Ți-am citit rușinea, dar și familiaritatea. Ai bulă la... Și citesc foarte bine oamenii, în general. Ce nu citesc, testez. Sau întreb. Câte au fost până acum? Femei? Destule. N-a zice multe că prea sună la ură. Și ia zi, de ce n-a mers cu niciuna? Pentru că n-am găsit una ca mine. Glumesc. Prea sufocant. De ce ai lipici la disperate? Sau... Pur și simplu disprețuiești femeile care se îndrăgostesc de tine. Eu zic să testezi și să vezi singur. Eu zic să te uiți la desen. Ce ți inspiră? Alt test. Să lăsăm testele, nu vrei să iei în direcția aia. Bine, hai că încep eu. E optimist prin infantilitatea lui, dar pesimist că e irealizabil. Cel puțin în condițiile astea. Nu știu unde vezi tu asta, dar văd un zeu și supușii lui care îi se închină. Zeu sau om? Arată ca supușii, dar mărimea lui sugerează importanța. Tipul sau tipa asta e destinat să devină ceva măreț. Dar se pierde în realitatea care îl ține la pământ. Uită-te mai aproape și o să te vezi pe tine. Sau pe mine. Unde vezi asta, mă, că-s numai bețe? Minți. Spune-mi că nu ești tu acolo, să văd dacă ai tupeu să mă minți în față. Spune-mi că nu visezi la succes, la măreție. Femeile alea care stau în genunchi sunt neglijabile. Nu poți fi cu ele pentru că nu vrei să te cobori la nivelul lor. Așa narcisist îți par? Privește-mă mai de aproape și vezi ce sunt de fapt. Ai auzit ceva? Ți s-a părut. Suntem singuri. Ce te-a apucat, idiotule? Vorbești singur? Și eu în fazele astea. Când eram mic... Nu, normal. Ești prea mult ca mine și totuși deloc. N-am nicio idee despre tine. Și la ce ți-ar folosi? Sunt perfectă. Suntem amândoi perfecti. E prea artificial. E creat, nu simțit. Sună.
Știu, ți-e frică. Și mie. Dar sunt ceea ce cauți de atâta timp. Am acel jeune secoa. Ești uimitoare. De unde știi că îmi place franceză? Ce alte limbi știi? Kiss me, yet. Urăți germană. E o limba aspră. Ești fantastică. Dar să fiu cu cineva care e ca mine? Masturbare spirituală. Ok. Mă duc până la baie atunci. Te las să-ți bagi mințile în cap. Încearcă să nu vorbești prea mult cât lipsesc. Aici erai? Te-ai ascuns? Mă gândeam. Ce se întâmplă? Hai să-ți ghicesc. Vei trăi o viață lungă și frumoasă. Cât timp nu ajung să te cunoști. Mă referam la noi. La locul ăsta. Unde am primit ce-mi doream. Să scap de realitate, să evadez. Să evadezi? Chiar vezi lucrurile de-andoasele? Știi că întotdeauna ai de ales. Chiar și atunci când ești prins și n-ai opțiune, ai de ales. Încearcă ceva nou. Îngropător de cărămizi. Scriitor de vagoane, orice. Știu un tip care schimbă fise. Se cheamă șanjor. Sau poate te faci îngrijitor de animăluțe, că tot îți plac atâta. Dar nu noutatea mă atrage. N-are rost. Habar n-am să fac altceva, n-am niciun talent. N-ai învățat nimic din expoziția asta? Din desenul de mai devreme? Nu talentul contează, ci expunerea. Da, nu vorbeam de artă, vorbeam de mine. Atunci vei fi mereu nefericit. Mă rog, în puținul timp când am mai rămas. Îți vor găsi cadavru cu o față foarte tristă. Și ce e mai grav e că mă faci și pe mine. Ce pe fata? O fi o fantomă. Singurul mod de a ajunge jos e să sărim. Ești sinucigaș? Și? Am avut gânduri de genul ăsta. Mai de mult în liceu. Poate n-ar fi o idee atât de rea. S-a terminat tot. Și m-ai lăsat în urmă? Hai că încă mai am nevoie să mă salvez. Să fie răul meu. Mi-ai promis. Eu? N-am promis nimic, tu te-ai băgat în seamă. Ok. Să știi că nu sunt deloc ca tine. Te-am mințit. Te-am manipulat. Știu. Nu e singura cu test. Mi-a picat mai greu fisa, dar mi-a picat la faza aia cu germană. Ai fi zis orice. Dar nu ești ca mine. Am vrut să te fac. Nu contează. Problema n-a fost că nu era real, ci că s-a spulberat visul. Când se deschid ochii la așa ceva, cu greu îi mai închizi. Atunci ar fi bine să te lași mințit și amăgit cât poți. Măcar acum suntem pe aceeași lungime de undă. Dăm drum. Poți să-ți pui în minte să te meci, dar corpul tău nu te va asculta. Tot va ieși la suprafață după aia. Nu
Eu zic să renunț, că devii patetic. Hai să mergem. Cred că ceilalți au plecat de mult. Erau alții și nu mi-ai spus. Hai, nu mai da vina pe mine. Suntem perfecți, ai uitat? N-avem vină. Mă rog, tu ai, că-ți plângi prea mult de milă. Știi? O femeie știe după nici 30 de secunde dacă e interesată de un tip. Acum depinde în ce scop. Mi-ai zis scopul. Să fiu eroul tău. Nu. Voiam să văd dacă pot. Voiam să văd dacă există un tâmpit care se sinucide din cauza mea și l-am găsit. Încă mai am talent. Trebuie să zici că m-ai manipulat iar. Tu m-ai lăsat. Eu nu pot să mă abțin. Tot ce trebuie să faci e să te reinventezi. Nu e să vrei. De ce să-mi dai o lecție? Am încercat să fiu și profesoară. Detest copiii. Nu tot se prind. Eu știu și mă aștept să știe și ei. Ce ai predat? Germană.